ești interesat de acea prințesă pe care ți-am prezentat-o, corect? Ea nu am fost. Mi-ar plăcea să fiu prieten cu ele, însă niciuna dintre ele nu este tipul meu de fată pentru a fi soție sau iubită. Ei bine, noi vrem să-ți dăm o șansă să-ți găsești o fată de unul singur. Deci ăsta este liceul. Nu am nicio idee cum o să fie. Ei, ei, uite cine este aici. O să-ți distrug flautul ăla într-o zi. Dar care e treaba cu băiatul ăla? Cum de e atât de nesimțit? Hei, care e problema ta? Privește până la sfârșit să vezi ce se va întâmpla. E problema, tată? De ce m-ai chemat aici? Vrem să discutăm ceva foarte important cu tine. Am decis să te trimitem la liceu în oraș. La școală? Pe mine? Da, considerăm că ai învățat mult mai multe de la școală decât să stai în castelul nostru. Dar nu știu absolut nimic despre liceu. Nu cred că m-aș putea potrivi cu cineva de acolo. E sigur că asta e o idee bună? Nu te îngrijora. Este bine să ieși din zona ta de confort. O să fii bine. Ai încredere în mine. Bănuiesc că da. Dar o să fie foarte dificil. Trebuie să încep să înveți mai multe despre lumea reală, fiule. Stând în acest castel sub protecția noastră, asta nu te va învăța nimic. Singurul mod în care vei învăța despre viața reală este să o experimentezi. Nu se poate altfel. De asemenea, ne gândim să te căsătorim curând, dar vrem să îți dăm o șansă să îți găsești singur o fată prima dată. Tu nu ai fost interesat de nicio fată pe care ți-am prezentat-o, corect? Ea nu am fost. Mi-ar plăcea să fiu prieten cu ele, însă niciuna dintre ele nu este tipul meu de fată pentru a fi soție sau iubită. Nu am găsit fata potrivită încă. Vezi? Ăsta este un alt motiv pentru care te trimitem la liceu în oraș. Vrem să-ți dăm șansa să-ți găsești singur fata potrivită pentru tine. Dacă o să reușești, grozav. Dacă nu, poți să lași acest job pentru noi. Bine, atunci o să fac ceea ce zici. Dar trebuie să ne gândim cum să te deghizezi, Daniel. Nu vrem ca oamenii să știe că tu ești prințul Brookhaven-ului. Trebuie să-ți facem o nouă identitate a unei persoane obișnuite, care nu este foarte bogată. O să plătim noi toate cheltuielile scumpe. Nu-ți face griji de asta? Am luat deja legătura cu directorul școlii să mă asigur că o să fii anonim. Nimeni nu o să știe că tu ești prințul Brookhaven-ului. Ok, sunt puțin emoționat, dar cred că asta este important pentru mine. Ai dreptate. Ar trebui să ies din zona mea de confort. Când începem? O să începi săptămâna viitoare, deci ai o săptămână să te pregătești psihic. Nu ai de ce să te îngrijorezi, o să fie foarte distractiv acolo. Te putem ajuta cu orice îți dorești. O săptămână mai târziu.
este liceul. Nu am nicio idee cum o să fie. Am citit ceva online, dar nu știu dacă asta o să fie de ajuns. Mama mi-a spus să socializez cât de mult pot. Asta e mai ușor de spus decât de făcut. Nu am mai vorbit cu nimeni din oraș înainte. Ei sunt niște oameni complet diferiți, așa-i? Ok, să vedem. E un singur mod de a afla. Ok, deci mama a zis să socializez. Păi, cred că ar trebui să încerc asta chiar acum. Dar stai, asta nu o să fie foarte ciudat? Cred că aș arăta ca un ciudat dacă m-aș duce random să vorbesc cu cineva. Ce să le spun în momentul în care mă voi întâlni cu ei? Ei, ei, uite cine este aici! O să-ți distrug flautul ăla într-o zi! Pleacă, Mădălin! Vezi-ți de treaba ta! Ești așa enervantă, Foxy! Toată lumea din școala asta îți urăște flautul ăla! Ce te face să crezi că o să fii bună la cântat la flaut? Tu niciodată nu o să înveți să cânti la flaut! Niciodată! Dar care e treaba cu băiatul ăla? Cum de e atât de nesimțit? Hei, care e problema ta? Hei, cine te crezi de îmi vorbești așa? Nu te-am văzut niciodată pe aici. Cred că ești nou. Asta explică multe. Nu știi cine sunt. Crede-mă, dacă ai fi știut cine sunt, nu mi-ai fi vorbit așa. Dacă ai fi știut tu cine sunt, ai fi luat-o la fugă chiar acum. Ce obții dacă ești rău? Crezi că asta te face mai puternic? Te face mai popular? E exact opusul. Te face să arăți ca un nesimțit, iar nesimțiții nu sunt cool. Acum fă pași! Cum îndrăznești să vorbești cu mine în halul ăsta? Doar așteaptă! O să te învăț eu o lecție foarte bună! Mulțumesc foarte frumos că mi-ai luat apărarea. El este tot timpul rău cu mine, dar până acum nimeni niciodată nu mi-a luat apărarea. Nu-ți mai face griji în legătură cu el. Care e treaba cu el? De ce se poartă așa? El se poartă așa cu toată școala. El este cel mai popular băiat din școală. E foarte egoist și e plin de el. Și el supără pe absolut toată lumea din școală, exceptând grupul lui de prieteni. Comportamentul lui este inacceptabil. Nu vine să cred că el a scăpat cu asta. E ok, m-am obișnuit cu asta. Dar care e numele tău, apropo? Nu cred că te-am mai văzut înainte. Ești nou? Da, într-adevăr, e prima mea zi la școală. Nu am mai fost niciodată la școală înainte. Asta se simte foarte ciudat pentru mine. Wow! Tu n-ai mai fost niciodată la școală înainte? De ce nu? Ups! Cred că nu ar fi trebuit să zic asta. Se presupune că am o nouă identitate a unei persoane obișnuite care locuiește în oraș. Nu am voie să-i spun că sunt prințul Brookhaven-ului. Nu o pot lăsa să afle. Am făcut școala acasă. Părinții mei au vrut să învăț acasă. Ei au zis că nu ar fi bine să merg la școală, că ei mă pot învăța tot ce trebuie să știu. Dar într-un final s-au decis că totuși ar fi mai bine să mă lase să mă duc la școală, că aș avea mai multe de învățat de aici. Așa că iată-mă aici! Asta e o poveste chiar amuzantă, dar mă bucur că ești aici. Numele meu este Foxy. Apropo, îmi pare bine de cunoștință. Foxy, ăsta e un nume frumos. Oh, mulțumesc!
chiar aprecieze asta. Ei bine, ora de mate ar trebui să înceapă curând. Cred că ar trebui să merg. Oh, și eu am tot matematică. Cred că suntem în aceeași clasă. Vrei să stai în bancă cu mine dacă tot suntem în aceeași clasă? Da, clar. Mi-ar plăcea asta. Elevi, astăzi vom învăța despre derivata de ordinul 2. Dacă nu ați fost la prima lecție, o să vă fie foarte greu să înțelegeți. Sper că toată lumea a învățat derivata, pentru că nu am timp să fac recapitulare. Avem o grămadă de materie de parcurs în următoarele săptămâni. Derivata de ordinul 2, asta învățăm în liceu? Da, va trebui să te obișnuiești cu asta, pentru că profesorul Ion tot timpul ne învață chestii care nu sunt în programa școlară. Da, și ne dă și la test. Deci nu știu cum are voie să facă asta, dar hei, o să te obișnuiești într-un final. Asta e chiar amuzant. Îmi imaginez cum majoritatea colegilor noștri o să pice. Chiar asta se întâmplă de fapt. Deci predicția ta este de 90%. Deci cam atâta lume pică. Hei, rămâi tu pe ore să ne jucăm fotbal sau ceva? De fapt, mi-ar plăcea să te aud cântând la flaut. Deci nu am cuvinte. A fost frumos. Cel mai frumos lucru pe care l-am auzit vreodată. Am fost la multe concerte de orchestră și niciunul nu a cântat la fel de bine ca și tine. Vorbesc serios, deci nu zic asta doar ca să îți fac un compliment. Chiar ești talentată pe bune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Asta înseamnă foarte mult pentru mine. Am un vis în care îmi doresc să devin o cântăreață profesionistă de flaut când o să cresc mare. Chiar sper că o să-mi permit să îmi continui visul, să ajung acolo unde îmi doresc. Ha! Aici erai! Ce crezi? Că poți apărea aici la școala mea și să-mi vorbești fără respect? Tu nu știi cine sunt pentru că ești nou aici. Conduc școala asta. Înțelegi? Sunt băiatul care decide ce se întâmplă și ce nu se întâmplă. O să controlez pe oricine și orice. Mă auzi? Poate îi controlez pe toți ceilalți, dar cu siguranță nu mă controlez pe mine. Îți mai spun încă o dată. Încerci să mă sperii și faci o treabă foarte rea. Găsește ceva mai bun de făcut cu viața ta. Doamne! Da, găsește ceva mai bun de făcut în loc să te iei de oameni. Încetează să fiu nesimțit. Da, dacă nu-ți place cum mă comport, de ce nu faci ceva în privința asta? Da, fix cum credeam. Nu poți să faci nimic pentru că eu sunt șeful pe școala asta. Look at this dude. Aș putea să-ți fac o grămadă de lucruri, dar îți dau o șansă să pleci. Cum s-ar zice, am milă de tine. Pleacă acum și nu o să o pățești. L-ai auzit, pleacă cât mai poți. Ce? Râzi de mine? O să-ți distrug stupidul ăla de flot. O să-l calc în picioare. Așa, nimeni să nu se mai pună cu mine. Acum am fugit! Oh, nu, flautul meu! Mi l-a distrus! Și nu mai îmi permite altul! Adio, visul meu! S-a terminat! Vine să cred! Plec acasă! Ce nesimțit! De ce a trebuit să-i strice flautul?
Stai, nu pleca, îmi pare rău! Ce este acest loc? Ăsta e cartierul unde Foxy locuiește? Oh, asta e casa lui Foxy. Ea nu mi-a zis că e săracă. Cred că a ascuns asta față de mine. Nu am de gând să o judec deloc. Daniel, ce faci aici? Mă urmărești cumva? Te-am urmărit pentru că plângeai foarte tare și am vrut să te veselesc, dar ai fugit foarte repede. Nu am vrut să vin aici și îmi pare rău dacă te-am făcut să te simți inconfortabilă. E ok, nu mă supăr că îmi știi tu secretul. Ei bine, după cum poți vedea, nu sunt prea bogată. La școală îmi dau silința să nu afle nimeni pentru că nu vreau să se facă mișto pe seama mea. Dar îmi pare rău că am ascuns faptul că sunt săracă. Am crezut că o să încetezi să mai fii prieten cu mine dacă ai să afli că sunt săracă. De asta am ascuns totul față de tine. Iar nu-mi pasă dacă e săracă sau bogată. Nu contează pentru mine. O să-ți fiu în continuare prieten, indiferent de situația ta materială. Deci nu trebuie să-ți faci griji că o să fac mișto de tine sau ceva sau că o să te judec. Pentru că sunt sărac și eu. Tatăl meu are un salariu foarte mic. O să fiu în continuare prietenul tău, Foxy. Mulțumesc frumos, Daniel! Chiar aveam nevoie să aud asta din partea ta. Hei, mamă, tată! A spus că mi-acoperiți cheltuielile. Puteți să cumpărați un flau pentru mine? Un flau? Scuriosule, ce-ți trebuie, Daniel? Mamă, este pentru aliasa inimii mele. Mi-am găsit aliasa și are nevoie de un flaut. Super, Daniel! În cazul acesta o să-ți trimitem cel mai bun flaut. Bine, abia aștept să o cunoaștem. Ce? Nu se poate! Ce este cu acest cadou imens la mine la ușă? Oh my god! Ăsta este un flaut și este unul dintre cele mai scumpe! Este atât de drăguț! Mă întreb cine mi-a fi lăsat mie flautul? Nu scrie! Scrie doar să mă bucur de el! Mamă! Oare cine mi-a fi lăsat flautul? Poate unul dintre prietenii tăi, dragă. Acum chiar sunt curioasă de la cine e. După o săptămână. Nu-mi vine să cred că Foxy urmează să aibă primul ei concert la flaut la școală. Sunt atât de mândru de ea pentru că este o adevărată cântăreață, cântă foarte bine și este foarte talentată. Oh my god, nu-mi vine să cred cât de multă lume a venit să mă vadă. Vai, nu pot să cânt în fața la atâta lume. Dar Daniel a zis că trebuie să-mi depășesc frica și să cânt indiferent dacă lumea e rea cu mine sau am emoții foarte mari. Trebuie să arăt tot ce pot, să cânt ca și cum nu e nimeni în sală. Asta o să fac, o să încep să cânt chiar acum. Încetează să cânți la flautul ăla, dacă nu vrei să ți-l sparg și pe ăla, și așa ești o ratată. Haide, lumea întreagă, huiduiți-o! Haideți! Aruncați cu roșii în ea! Trebuie să continui să cânt, Doamne, vine să cred ce se întâmplă. Deci nu mai suport, gata, las-o în pace. Sau ce ai să faci? Ce e neregulă cu tine? Nu te-ai săturat să te iei într-una de oameni? E ridicol. Ce ai de câștigat din asta? Nu e treaba ta, ok? Pot să fac orice-mi doresc. Te provoc
să mă oprești să-i dau cu bulii la Foxy. Provoc, hai să vedem ce poți face. Vrei să ne batem? Haide! Hai să ne batem, hai să văd ce poți. Chiar nu vrei să faci asta? Va continua. Scrieți în comentarii dacă vrei și partea a doua.